Dumneavoastră ați auzit de Sfânta Plictiseală de Hipostală? Baptistă, ortodoxă, catolică. Știți ce a spus? Atâta teoretizăm în botezul cu foc. Am auzit o grămadă de idei năstrușnice. Ce-i botezul cu foc? Știți ce spune Ieremia? Un foc lăuntric mă mistuiește. Dacă iubiților, în foc e ascunsă sfințenia lui Dumnezeu. Aleluia! Acolo era foc. Dacă în foc e ascunsă prezența lui Dumnezeu, când a venit la Moise, era într-un rug aprins. Dacă marele lucrări lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt e tot din foc. Dacă focul lui Dumnezeu ne înconjoară, în judecata noastră, că spune că faptele noastre pune într-o zi, vor fi aruncate în foc. Ce mai trebuie să facă Duce Dumnezeu? Asta și asta, foarte bine. Și-a putea foc să vadă. Mai puțin. Dacă toate se întâmplă, judecată, Duh Sfânt, dacă prezența lui Dumnezeu și Sfințenia Dumnezeu în foc, iubiților, eu cred că ăsta e botezul cu foc. Pasiunea pentru Hristos. Aleluia. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și zic, mă voi duce în cer. Dacă nu veți avea pasiune pentru Hristos, în tot ce faceți, dumneavoastră, că n-ați gustat botezul cu foc. Puneți foc în tot ce faceți. Puneți foc când recitați o poezie. Puneți foc când cântați o cântare. Puneți foc când predicați. Puneți foc când dăruiți. Că nu dăruiești unui nimeni, ci dăruiești fratele tău. Puneți foc în slujirea lui Hristos. Puneți foc în dragostea pentru Hristos. Puneți foc în relațiile din casă. Fiți pasionați și pătimași în casă, în dragoste. Nu veniți la biserică pentru programe. E un blestem în programe. E un blestem în liturghie. Câte vreme Dumnezeu îi lipsește. Dumnezeu nu are nevoie să vadă Sfinți plictisiți duminică dimineața. E vor ca noi să ardem de Iisus Hristos. Vor ca să fim Dumnezeu vrea ca să fim botezați. Pentru că atunci când biserica respinge focul, respinge fundamentul pentru care a fost creată, Hristos și-a zidit biserica să ardă lumea aceasta. Voi sunteți o păcărie, așezată pe vârf de munte. Și oamenii s-o vadă. Dumnezeu nu are nevoie de biserică să fie un frigider spiritual. Și Dumnezeu vrea ca tot ce facem, să facem cu foc, din pasiune, de greșit. Nu-i nimic din greșeli să învață. Nu vă duceți într-o biserică unde predicatul, unde preotul, nu predică Evanghelia cu foc. Că veți ajunge voi în foc într-o zi. Dumnezeu nu se va uita la registrul nostru membran. Dumnezeu se va uita la dragostea noastră. Cum adică la 18 ani să nu ai foc în tine? Cum adică să cânti fără foc? Am de zile în biserica pe care o păstoresc acum. N-a fost un om care să poată predica cuvântul de Dumnezeu. Erau niște femei care cântau. N-aveam cor. Corul m-am înființat de 10 ani. Cântau niște femei, dar Dumnezeu lucra prin ele în momentul în care se ridicau în picioare să cânte. Duhul lui Dumnezeu se cobora acolo. Focul lui Hristos se cobora peste ele. Și oamenii erau mântuiți prin cuvântul din cântare. Iubitilor, avem nevoie de foc. Amin. Pentru că focul curăță. Pentru că focul sfințește. Pentru că focul dă viață. Pentru că focul distruge. Să distrugă Dumnezeu prin foc toate păcatele noastre. Amin. Să ne curățească Dumnezeu Fiul. Amin. Am ars pentru lumea aceasta și nu putem arde pentru Iisus Hristos. Am văzut, de exemplu, atâtea lucruri în care eram într-o zi la Constanța și am văzut în soarele mării o trupă de rock. Au făcut repetiții de dimineață până după masă. În soare. Pentru că aseara se oferă un concert spre pierzarea mutua. Și ai noștri cântă plictisiți în biserică. Te duci acolo, am auzit despre un predicator care a căscat în timpul proprii predici. Cum să nu doarmă ceilalți dacă el dormea la vol? Iubiților, avem nevoie de focul Iisus Hristos. Amin. Dacă nu a fost o mare problemă pentru noi, noi trebuie să fim un rug aprins și niciodată consumat pentru Iisus Hristos. Pe capetele apostolului a coborât o limbă de foc. Am citit despre Eugen Ormandy, dirijorul orchestrei Filadelfia, vreau să iertați. Și omul acesta spune despre, am citit despre omul acesta, că atât de pasional a dirijat orchestra aceea, încât și-a dezvoltat unul drept. În timp
în tim ce dirija orchestra și au mâna. Dar să ne închinoși. Și la mulți de confrații mei, indiferent de ce confesiune or fi, nici măcar nu la calavardă nu se spune. Nu predic. Fraților, Dumnezeu să ne ajute să învățăm că din iad există un foc care va trebui să-l înțelegem de Scriptoare, trebuie nouă. Dumnezeu să ne ajute ca tot ce facem, să facem din dragoste pentru Hristos. Amin. Să aveți pasiune pentru Hristos. Entuziasm vine de la cuvântul enteos. Când ești entuziast, ești din Dumnezeu, din Iisus Hristos. Amin.